Ziua mondială fără mașini este marcată anual la data de 22 septembrie. Inițial, data la care era sărbătorită ziua fără mașini a fost 17 iunie, stabilită de Asociația pentru Transport Ecologic din Marea Britanie în 1997. Evenimentul era marcat pe plan local în cadrul săptămânii transportului verde. Un an mai târziu, francezii au avut ideea înființării campaniei în oraș fără mașina personală. Datele publicate de Comisia Europeană în iunie 2020 arată că România înregistrează cele mai multe decese cauzate de accidente rutiere, cu o rată de 96 de decese la milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană. Mai mult, parcul auto din țara noastră s-a situat până în prima parte a anului 2020 pe un trend ascendent. Datele publicate de APIA, Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, arată că numai anul trecut au fost înmatriculate peste 606.000 autoturisme, ceea ce a condus la o creștere de 23,4% a înmatriculărilor față de 2018. Dintre autoturismele nou înmatriculate, aproape trei sferturi, 73,3%, au fost autoturisme rulate. Pe de altă parte, datele publicate în septembrie 2020 de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile arată că în luna august piața auto din România a înregistrat o scădere de 51,9%, fiind înmatriculate 11.157 de autoturisme față de 23.177 vehicule în perioada similară din 2019. La 29 august 2020, la București a avut loc cea de-a treia ediție a Marșului Mașinilor ECO. Evenimentul este un prilej pentru oficiali să prezinte programele pe care le au în derulare în privința trecerii la un transport ECO, pentru un mediu curat, dar și programele viitoare. De asemenea, companiilor li se oferă posibilitatea să-și prezinte ultimele modele de mașini electrice, hibrid, precum și ofertele de finanțare pentru acestea ale brandului pe care îl reprezintă. Scopul zilei mondiale fără mașini este descurajarea pe cât posibil a circulației cu automobilul personal sau de serviciu în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos, ori, în ultimă instanță, a transportului în comun.